Iuliana, spune-mi, cum te simți după acest joc? Cum ești? Doamne, nici nu simt pământul, simt că plutesc, simt așa că mă ridic la cer de fericire, deci de mult n-am avut sentimentul acesta, pentru că eu orice ban care l-am avut, l-am muncit și am simțit din greu fiecare leu care l-am avut în buzunar. Deci e o senzație nemaipomenită, e o adrenalină care și oricum când ești acolo, ce simți, deci nu știi pe cine să deschizi, că vezi fiecare cum retrăiește pentru tine, pentru că noi am format aici o familie. Că pleci acasă cu suma de 48.888 de lei. Ce vei face cu acești bani? Păi dacă îi luam mai repede astăzi, să zicem, plăteam școala fetei, care este foarte scumpă, dar o să iau mai târziu și probabil o să-mi extind afacerea. Visez să deschid, să-mi extind afacerea pentru că nu mai fac față și trebuie să angajez mai multe persoane. Sună telefonul ca la linia roșie, deci nu se poate și vreau să-mi angajez mai multe persoane, un birou mai mare și pentru afacere o să investesc. Crezi că Eva, fetița ta, ți-a purtat noroc astăzi? Bineînțeles, ea îmi poartă noroc de când o am. Deci, sincer, viața mea până la ea nu simțeam că trăiesc, adică eram așa, n-aveam nicio direcție, n-aveam niciun scop, aveam bani, cheltuiam, n-aveam niciun drum lin și drept. De când o am în viața mea, eu am niște scopuri bine definite și știu ce am de făcut. Deci în fiecare zi știu ce am de făcut, doar sus, sus, sus. Cum ți s-a părut experiența Batem Palma per Total? Senzațională, deci eu acum am sărit în sus de bucurie că am câștigat, dar urmează să plâng pentru că o să-mi fie dor de toată lumea de aici și cei din producție sunt minunați și toată lumea, deci orice om are o poveste, noi ne atașăm, noi ținem unul pentru altul, s-a creat deja o rutină să vin aici, să filmăm, să povestim, să ne susținem și când mă gândesc că de mâine trebuie să mă întorc la serviciul meu, da, mi-e dor și de munca mea, dar o să-mi fie foarte dor de colegi.